Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. dragi ascultători, ținând pasul alert împreună cu Marcu, am ajuns iată cu studiul nostru la răstignirea Domnului Isus Hristos. Știm că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, după cum îi spune și Pavel lui Timotei în cea de-a doua epistolă la capitolul 3. Dar acest fragment despre moartea și răstignirea lui Isus are o semnificație aparte. La sfârșitul capitolului precedent, capitolul 14, l-am lăsat pe Isus în mâinile dușmanilor săi. Ucenicii lui se împrăștiaseră. Unul dintre ei îl trădase și altul se lepădase de el. Cam aceasta era situația în care se afla acum domnul nostru. Păcatul este subiectul principal al acestei nopți de judecată din două motive. Pe de o parte, păcatul încearcă să-l distrugă pe Isus. El face însă un lucru uimitor în privința acestui păcat. Moare pentru el. Cred că acesta este și motivul pentru care crucea poate fi considerată unul din multele paradoxuri ale credinței creștine. Este cea mai mare tragedie a tuturor timpurilor, dar, în același timp, este și cea mai glorioasă victorie a Pământului și a Cerului. Prin urmare, nu ar trebui să ne apropiem de acest capitol cu un sentiment de înfrângere sau de milă pentru cel care suferă. Ar trebui să trecem ușor și liniștit peste aceste scene, cu reverența cuvenită și cu o inimă din care se revarsă recunoștință față de Dumnezeu pentru o mântuire atât de mare. Nota tragică nu poate fi trecută cu vederea în aceste scene în care Domnul Isus are de îndurat cruda nedreptate și suferința amare. Se vorbește despre un barbar pe nume Clovis care, atunci când a auzit Evanghelia citită, a exclamat – dacă aș fi fost eu acolo cu soldații mei. Dar rețineți, vă rog, că Domnul nu vrea mila, ci credința noastră. Credeți în Domnul Isus Hristos. Iată ce ne spune Pavel cu privire la credință. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănire și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire sunt cuvinte pe care le găsim în Epistola către Roman, capitolul 10. Domnul vrea credința inimii voastre, nu mila și compătimirea. Dar să ne întoarcem acum la Evanghelia Acțiunii, adică Evanghelia după Marcu, și capitolul 15 stabilește natura supremă a acestei acțiuni. Răstignirea este punctul culminant și încununarea tuturor evenimentelor acestei acțiuni. Este răstignirea către care se îndreptau atât creația cât și toate planurile lui Dumnezeu. El a fost mielul junghea de la întemeierea lumii. Evanghelia este acum transformată în acțiune. Mai târziu, Pavel a putut spune, V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, le spune el corintenilor. Vedeți, Evanghelia este ceea ce a făcut Isus. Nu este ce vă cere Dumnezeu să faceți. Este acțiunea Lui, nu a mea sau a voastră. Noi nu suntem în poziția să facem un lucru acceptabil înaintea Lui Dumnezeu. Neprihănirea voastră și neprihănirea mea nu sunt acceptate ca bază pentru mântuire. Dumnezeu poate și chiar a pregătit pentru noi această neprihănire în Hristos. El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat pentru îndreptățirea, pentru neprihănirea noastră. Ne acum și planul capitolului 15 din Evanghelia după Marcu. Vom vedea mai întâi că Domnul Isus este dus înaintea lui Pilat și până la versetul 6 ne este relatat acest episod. Înaintea lui Pilat, Domnul Isus este condamnat, iar Baraba este eliberat. Domnul este apoi încoronat cu o cunună de spini. În cele din urmă, Domnul Isus este răstignit. Trupul lui Isus este apoi în credința lui Iosif din Arimatea. Dar să parcurgem acum ceea ce scrie Marcu. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii și tot soborul. După ce au legat pe Isus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Motivul pentru care au făcut acest lucru este următorul. Preoții cei mai de seamă îl puteau condamna pe Isus, dar nu puteau duce la îndeplinire execuția. Numai Roma putea face așa ceva, prin urmare, Sinedrul trebuia să apeleze la Curtea de Justiție romană pentru a executa sentința de pedeapsă cu moartea pe care o dăduse Sinedrul. Dar, vedeți, romanii nu îi păsa atât de mult de disputele teologice ale popoarelor pe care le domina. Astfel, acuzația adusă lui Isus înaintea Sinedrului nu ar fi avut câștig de cauză înaintea lui Pilat. De aceea, membrii Sinedrului s-au întâlnit dimineața pentru a formula acuzațiile care să poată fi acceptate de Tribunalul Roman și care să legalizeze acțiunea lor ilegală din noaptea precedentă. Pilat era guvernatorul roman, care se afla la Ierusalim în acel moment. Cartierul său general era Cezarea, pentru că îi plăcea mai mult acolo acel loc de pe țărmul mării cu o climă blândă. Nu-i plăcea Ierusalimul și venea aici numai în timpul sărbătorilor pentru a înăbuși o eventuală răscoală. Autorităților romane nu le plăceau răzmerițele, marșurile de protest sau orice alte manifestări de acest gen. Acesta este unul din motivele pentru care Imperiul Roman a rămas în picioare aproape o mie de ani, dominând lumea din vremea aceea. Pilat era un om politic. Eficacitatea era forța motivatoare a vieții sale mai degrabă și nu justiția romană. El chiar a căutat să le libereze pe Isus când a văzut că este nevinovat, dar, în același timp, a vrut să facă pe placul conducătorilor religioși. Așa cum observați aici, Pilat nu a reușit să obțină cooperarea lui Isus așa cum spera. El își spunea că, dacă Isus ar fi cooperat, el ar fi putut să facă și pe placul liderilor religioși. Pilat este exemplul tipic de politician care încearcă să împace și capra și varza și nu reușește. Când încerci să faci pe placul multora, sfârșești prin a nu fi pe placul nimănui. Să mergem mai departe. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Isus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uită de câte lucruri te învinuiesc ei. Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. Pilat era uimit, chiar șocat, să vadă că un prizonier îndrăznea să stea înaintea lui și să nu spună nimic în apărarea sa. Îmi imaginez că alți prizonieri făceau tot posibilul să se apere, dar acest prizonier era altfel. El nu s-a apărat deloc, și Pilat voia să știe care este motivul acestei purtări. Dacă citim acest incident în Evanghelia după Ioan, vom descoperi că au avut loc mai multe intervenții între Pilat și conducătorii religioși în încercarea lui Pilat de a le libera pe Isus. Pilat l-a luat pe Isus înăuntru pentru a vorbi cu el. Apoi l-a scos afară pentru ca să-l cheme din nou înăuntru, în dorința de a-l face să coopereze cu el. Dar Pilat a descoperit că trebuia să ia singur o decizie referitoare la Isus Hristos. Și, dragul meu, este același lucru pe care trebuie să-l faci și tu, și fiecare dintre noi. După aceea, Pilat a crezut că poate scăpa de răspundere, eliberând un prizonier. Acest om nu poate crede că ar exista cineva care să ceară eliberarea lui Baraba și răstignirea lui Sus. El a crezut cu adevărat că a găsit o soluție la dilema în care se afla. În temniță era unul numit Baraba închis împreună cu și lui din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Baraba era un om vinovat de crimă și de instigare la răscoală. El fusese capul celor răsculați. La vremea aceea, el era căpetenea prizonierilor și urma să fie răstignit la un loc cu ceilalți. Cred că Domnul Isus a fost răstignit pe crucea pregătită pentru Baraba. Pilat le-a răspuns, Voiți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduse în mâini la lui. Dar preoții cei mai de seamă au țețat un rodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, Dar ce voi să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou, răstignește-l. Acum se întâmplă un lucru cu totul ieșit din comun și nemai auzit. Pentru Pilat era evident că acuzațiile aduse împotriva lui Isus erau false. El avea la îndemână un criminal cu faimă și putea face comparația cu Isus. Nu credea că poporul ar fi avut îndrăzneala să ceară eliberarea lui Baraba și răstignirea lui Isus. Pur și simplu nu cunoștea adâncimile până la care se poate scufunda omul. Nu cunoștea nici adâncimea până la care se poate afunda religia. Pilat a fost atât de uluit când a auzit că poporul cerea eliberarea lui Baraba. El, care era judecătorul, îi întreabă pe oameni consternat ce să facă cu Isus. Dar ce rău a făcut? a întrebat Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare. Răstignește-l! Mulțimea fusese instruită să ceară răstignirea lui Isus. Aici avem exemplul maselor care ajung să impună o decizie ce nu are nimic în comun cu respectarea legii. Când Pilat a întrebat ce rău a făcut Isus, ei nu au făcut decât să strige și mai tare răstigniți-l. Nici o mulțime de oameni de acest fel nu este pregătite să raționeze și să-și folosească judecata și bunul simț. Tot ce puteau face era să strige în continuu răstigniți-l. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. În mod evident, Pilat este un politician slab, șovăielnic. El a cedat în fața strigătelor mulțimii înverșunate și l-a dat pe Isus să fie răstignit. Justiția romană a călcat strâm de data aceasta. A trimis la moarte un om nevinovat. Dar Isus a luat locul meu și eu nu sunt nevinovat. De fapt, el a luat locul fiecăruia dintre noi acolo pe cruce. Ostașii au adus pe Isus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit-o cu nună de spin și i-au pus-o pe cap. Apoi au început să-i ureze și să zică, plecăciune împăratul iudeilor. Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și se închinau. Când un condamnat urma să fie răstignit, era predat pe mâna acestor soldați. Era un grup de oameni brutali, cruzi, care puteau face orice doreau cu prizonierul respectiv. Ei își umileau prizonierii, îi torturau și făceau din ei o jucărie pentru satisfacerea înclinațiilor lor sadice. Același tratament îl aplică și Domnul Isus. Am mai spus și cu altă ocazie că soldații romani au jucat și cu Isus acel joc roman oribil numit Mâna Fierbinte. Ei legau la ochi pe prizonier și loveau pe rând cu pumnul în față. După un timp, îi scoteau legătura de la ochi și îi cereau să spună cine l-a lovit. Bineînțeles că prizonierul nu ghicea niciodată și chiar dacă ar fi ghicit, soldații nu ar fi recunoscut acest lucru. Jocul continua până când fața celui lovit nu mai arăta deloc ca un chip omenesc. Cred că acest lucru s-a întâmplat și cu domnul nostru. Acesta poate fi motivul pentru care i s-a dat lui Simon în Cirena să poarte crucea lui Isus, el fusese bătut atât de rău încât nu ar mai fi putut o duce. Aceasta în condițiile în care Isus nu era tocmai un om plăpând. Sunt convins că avea o constituție atletică, robustă. Gândiți-vă cât de mult a mers pe jos în timpul lucrării sale. De asemenea, lucrase ca templar și a avut destulă putere să-i scoată afară pe schimbătorii de bani din templu. Haina de purpură și cu de spin nu erau altceva decât o altă batjocură alături de toate celelalte. Timpul folosit în limba greacă indică o acțiune continuă. Aceasta înseamnă că ei au continuat să-l scuipe și să-l lovească fără încetare pe Domnul nostru. Aici, dragii mei, este mai mult decât ură obișnuită. Era o atitudine de brutalitate și cruzime care descoperă degradarea inimii omenești. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și al lui Ruf. După o dimineață întreagă de suferință inumană, l-au dus în cele din urmă să fie răstignit pe Domnul nostru. Simon era din Cirena, adică din Africa de Nord. Probabil participa și el la sărbătoarea Paștelui în Ierusalim, se pare că a fost luat din acea mulțime la întâmplare pentru a purta crucea lui Isus. Se crede că Isus a purtat crucea până la porțile cetății, de altfel. Și-au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. Golgota înseamnă locul căpățânii sau, ui se mai spune, și muntele Calvarului, după traducerea latină Calvaria, care înseamnă, de fapt, aramaicul Golgota. Acum, niciunul din cei patru evangeliști nu a oferit o imagine completă a episodului răstignirii, ci fiecare a oferit anumite fragmente. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Duhul Dumnezeu a tras un văl asupra acestei răstigniri prin faptul că mi se prezintă numai incidente din jurul ei. Nu este nimic aici care să satisfacă bârfa sadicilor, nu este nimic aici care se ocupe mintea de lăsătoare și lenește. Este groaznic. Este prea oribil ceea ce s-a întâmplat, dragii mei. Tragerea la sorța hainelor, împărțirea lor, a fost de fapt o împlinire a profeției din psalmul 22. Să mergem mai departe. Când l-au răstignit era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Ni se spune aici că l au răstinit pe Domnul Isus în ceasul al treilea, care este ora nouă dimineața. Marco folosește exprimarea evrească a orei în timp ce Ioan o folosește pe cea romană. Trebuie să luăm în considerație toate evangheliile dacă vrem să avem o informație corectă. Ioan ne spune că inscripția a fost scrisă în ebraică, greacă și latină. Niciun evanghelist nu are intenția de a ne spune întreaga istorie a acestei inscripții. Acuzația sub care l-au răstignit a fost aceasta, împărat al iudeilor. Acest lucru nu era adevărat în sensul în care foloseau ei acest titlu și așa cum voiau ei să sune. Isus nu condusese nicio răscoală împotriva Romei. El s-a dăruit Israelului, dar Israelul l-a respins. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Ni se spune că Isus a fost răstignit împreună cu doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Și Marcus spune că s-a procedat așa pentru a se împlini scripturile, după care citează un fragment din Isaia, capitolul 53. A fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau de din cap și ziceau, „ă, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, Mântuiește-te pe tine însuți și pogoară de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, și băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții a putut mântui și pe sine însuși nu se poate mântui. Dragi prieteni, acest lucru este adevărat. Nu putea să-i mântuiască pe alții și în același timp să se mântuiască și pe sine însuși. El s-a dat pe sine pentru alții și acesta este principiul răscumpărării. Aș dori să remarcați faptul că Marcu ne oferă un tablou orar al răstignirii. În ceasul al treilea, Isus a fost pus pe cruce, iar în ceasul al șaselea, care era ora 12 ziua, s-a lăsat întunericul. Soarele de amiază a fost acoperit și s-a pogorit în tunericul asupra crucii. Din ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, adică de la trei după amiază, a fost întuneric, Primele trei ore au fost cuprinse în intervalul 9-12, iar următoarele trei între amiază și ora 3 după amiază. Isus a stat atârnat pe cruce timp de șase ore. În primele trei ore era lumină fizică, în următoarele trei ore a fost întuneric fizic. Dar în primele trei ore a fost întuneric spiritual, iar în ultimele trei ore a fost lumină spirituală. De ce? pentru că în primele trei ore omul a dat tot ce este mai rău în el. Oamenii l-au răstignit pe Isus și l-au ponegrit pe Isus. până și cei care erau răstigniți împreună cu el l-au insultat. Cel puțin la început au făcut-o amândoi. Dușmanii lui de la piciorul crucii îl ridiculizau și dădeau din cap bătându joc de el. În primele trei ore omul este la lucru, făcând tot ce este mai rău. În următoarele trei ore lucrează Dumnezeu. În primele trei ore, el suferă de mâna omului. În ultimele trei ore, el suferă pentru om. În primele trei ore, Isus murea din cauza păcatului. În următoarele trei ore, el murea pentru păcatul întregii luni. Astfel, în timpul întunericului fizic, era lumină spirituală și Dumnezeu lucra. Și în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabactanii, care tălmăcit însemnează, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o treste și i-a dat să bea zicând, lăsați să vedem dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Isus a scos un strigătare și și-a dat duhul. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos, Sutașul care sta în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, astfel a sfârșit Fiul lui Dumnezeu, trimis să moară pentru păcatele noastre. Tratat cu o cruzime pe care nu a meritat-o, este astăzi tratat cu indiferență, crucificat fiind a doua oară prin ignoranța multora. Dragul meu prieten, au fost și oameni care l-au iubit, Marco ne spune mai departe că Iosif din Arimatei a așezat trupul într-un mormânt pe care îl avea. Femeile stăteau și ele îndurerate în apropierea crucii. Nu vrei să faci și tu parte din acest cortegiu? Nu vrei să accepti și tu că el a murit pe nedrept, doar pentru ca noi să trăim? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem ce ai făcut tu acolo sus pe cruce pentru noi. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.